Numele meu este Răzvan Zahadia, sunt profesor la Departamentul de Marketing din ASEL și astăzi am și calitatea de președinte al Comisiei pentru susținerea tezei de doctorat intitulată Modeling and Research of the Motivation Influence on Buying Behavior, elaborată de către domnul doctorand Gabriel Jipa, sub coordonarea domnului profesor universitar dr. Nicolae Teodorescu. Am plăcerea să vă anunț componența comisiei. Sigur, în afară de mine, în calitate de președinte, domnul profesor Nicolae Teodorescu, în calitatea domnului sale de conducător de doctorat, doamna profesor Adriana Zaiț, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care îi mulțumim foarte mult pentru faptul că a făcut o deplasare lungă până aici și pentru faptul că a studiat teza. Și mulțumim că întotdeauna este alături de noi atunci când îi solicităm prezența. Domnul profesor universitar dr. Dan Cristian Davija, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumim, domnule profesor, că sunteți alături de noi. Deci, vă dați seama, am făcut o deplasare chiar un pic mai lungă decât doamna profesor Zaiț. Dar ca timpul, cred că tot. 37 de minute. A, bun. Da. Înseamnă că e avionul mai mare. Care se dar 50 de minute întârziere. Da, ok. Asta, indiferent de companie, se întâmplă. Și, în fine, cel de-al cincilea membru al comisiei, domnul profesor universitar, dr. Marius Giuclea, director departamentului de matematică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, teza având un conținut matematic superior ca procent, să zic așa, altor teze pe care le elaborează doctoranții noștri, ne-am gândit că este foarte în regulă să avem un specialist în domeniu în cadrul comisiei. Vom proceda așa cum se întâmplă întotdeauna. O prezentare nu foarte lungă. Recomandarea este în jur de 20 de minute, 20-25, încercați să vă încadrați pe acolo. După care vor urma prezentările referatelor de către membrii comisiei, de către referenți. La sfârșitul referatului se vor adresa una, două întrebări, poate mai multe. După aceea, bun, e un pic neclar dacă se răspunde imediat la întrebări sau la sfârșit. Eu zic că este mai normal să se răspundă la sfârșit, să gândește doctorandul, are timp să își noteze întrebările, principalele elemente ale răspunsului. Va urma referatul de sinteză al domnului profesor Nicolae Teodorescu, în calitatea de conducător de doctorat, și tot așa întrebări eventuale din partea dânsului. Răspunsuri, eventuale întrebări din partea asistenței, specialiștilor din asistență, se precizează în metodologie, deci doar dacă considerați că sunteți specialiști, puteți adresa întrebări. Și după aceea comisia se retrage, de chestiuni de genul acesta. Ca să nu mai lungim foarte mult, mai ales că domnul profesor Davija are un termen limită la care trebuie să participe la o altă comisie în ASE, o să-i dau cuvântul domnului Gabriel Jipa pentru a prezenta teza. Prezentarea o să fie în română sau în engleză, după cum doriți dumneavoastră? Prezentarea va trebui să fie în engleză, conform recomandărilor de la... Am citit și se spune, poate să, dar nu, e absolut ok să fie în engleză. Acum, iertați-mă, o precizare. Normele astfel sunt un pic ciudate. Chiar în cazul în care teza este într-o limbă străină și chiar în cazul în care doctorandul era fi străin, deci n-ar percepe boabă românește, toate elementele administrative se desfășoară în limba română. Am avut, din păcate, cazuri în care n-a avut inspirația să-și cheme un traducător doctorandul străin și probabil că n-a priceput nimic din ce s-a întâmplat în sală, dar, mă rog, până la urmă a priceput comisia și asta este mai important. Vă rog. Dacă nu este nicio problemă, am să susțin în limba engleză. Thank you so much for the honor to be here in front of you to defend this thesis. The name of the thesis is Modeling and Research of the Motivation Influence on Buying Behavior. And it took a long journey, full of surprise.
surprises and happy moments in the last 5 years. And we know that there is a lot of research around buying behavior and motivation, but I think it's a very complex topic due to its universality. So my research is focused on mobile applications buying behavior because they also have a universal coverage, a very broad coverage. So from the technology adoption point of view, mobile applications are part of our lives, of everyday life. We see that it completely changed the way that we entertain, the way that we communicate with others, or the way that we plan our flights or travel. So in only 12 years, this technology managed to get very high adoption and also managed to create a full digital ecosystem, creating jobs or creating substitutes for traditional services and products. So if we think that only one app, Pokemon Go, which is a really viral application across Asia and US, managed to get a revenue of $2 billion in 2018, according to Forbes, we see the real impact of this technology. But the research starts with understanding the decisional problem that we want to tackle. Most of the consumers are overwhelmed by the richness of information and the difficulty to search or to understand what's the best fit, what's the product, the digital product as mobile app that is fit for purpose or fit for needs. In the same time, this is not only a problem for him, it's a problem for the developers, because the developers have fierce competitions. There are millions and millions of applications published in the app stores, and most of them are getting almost zero revenue. The application stores, the distribution point, also faces challenges because of the new entries, new type of application stores distributed through their own channels without having the chance to monetize. And I think after getting to the target audience for a specific digital asset or a mobile app, it's very difficult to retain the user. It's just a one touch to install the app, it's just one touch to delete the app. So the customer churn or retention is a big problem for these vendors. So during this research, we followed the practices from the literature, from the methodology, and we aim to propose a conceptual model that is validated empirically, and also to understand the relationship between opinions and attitudes towards the motivation categories. From a historical perspective, it was a lot of literature that focused on the study of motivation, the nature of motivation, if it can be classified, if it can be studied from a process perspective. But the overall current understanding is that motivation is multidimensional. It cannot be reduced to one single dimension. And in the same time, there are efforts in psychology, mainly trying to propose a new grand theory of motivation. But I think that's a big challenge, because in the past, we've seen also in the buying behavior through a multidimensional, multidisciplinary approach, a very intense study of motivation and the buying behavior. We've seen, in a similar way, proposal of grand theories, abandonment, critique of these theories, as well as complaints about the lack of taxonomy or ontologies in order to get an universal acceptance. But we live now in an internet-powered world that helped businesses to transform the way that we live, the way that we interact. So the question is that even if technology is changing the behavior and the way that we are interacting, I think that most of the research should come with some fast and practical proposal in order to support empirically whatever conceptual model is proposed. From the importance of research, we've seen that if we do a desk research, we see that a quarter of the apps are related to gaming. And the distribution for the other categories is quite small, so it's not significant. So in the same time, we understand that we start to live in an app-driven society. In average, we spend like 30 hours per month, according to a recent study published by Google. And the downloads, the activity in accessing these apps is huge, taking into account that there are less than 3 billion of mobile users in the market.
So that takes to the challenge of being able to combine the consumer and the buyer under the same perspective. And in the same time, we see that this application distribution stores from App Store becomes the Swiss Army knife, if you want. It becomes a supermarket. And this is empowered also by the universal and instant accessibility, because a developer that publishes an app, it can make it available everywhere worldwide and can become viral. And also we disrupt the traditional products and services industries. There is no direct-to-consumer type of selling or interaction between a vendor and a buyer. And also the distribution application store are facing entry of new players like Line, WeChat, Kakao, which are major competitors in Asia Pacific. So if we think of the market size, this is a huge opportunity for new businesses and new activities. We also understand that there is no split in the market share. A quarter of this market share is dominated by Apple, while three quarters is dominated by Google. So they are splitting the markets. The rest of the vendors are very, very small in this context. But in the same time, the revenue generation is not aligned with the market share. And if we want to understand from a revenue perspective what are the major needs that this application will cover, we are a little bit surprised, because we cannot see any specific app that is related to efficiency or productivity. We see video on demand, we see on the second place worldwide Tinder, which is need to meet new people type of app or dating app, and also social networking. If we want to look as this research from the activity point of view, like downloads, well, we see that communication, social networking and communication are leading apps that are that dominate the market. And we understand that the way that is monetized, this industry is monetized, either uses you or myself as a product and monetizes behavioral data, either charges in different way for the utilization or for the subscription. And it's interesting to see that there is no business or utilitarian type of app that in this top 10. And also, we understand that